Am fost un prost. Am făcut greșeli monumentale. Acum îmi dau seama că nu am fost făcut niciodată să fiu lider. Sau măcar un partener egal. Și sunt împăcat cu asta. Am înțeles foarte limpede care e locul meu în acest univers. Cine sunt eu? Și cine trebuia mereu să fiu? Starscream, comandant secund. O slugă umilă a stăpânului Megatron. Mulțumesc că m-ai ascultat, Soundwave. Este adevărat? Starscream nu ți-a spus niciodată? Dacă e vreodată lui, îl voi face praf și pulbere. Starscream. Stăpâne Megatron, te rog, scuze impertinența lui Arachnid. Și acum, ce anume am uitat chipurile să-ți spun? Mesagerul. Ce e cu el? Cu eoni în urmă, un transport de Decepticon s-a prăbușit pe planeta asta. O lasă, o știe toată lumea. Eu am cercetat locul accidentului. Atunci presupun că ai recuperat prototipul de armă experimentală pe care mesagerul transporta? Unde e locul accidentului? N-a fost trecut niciodată în baza de date a navei tale. Nu ai înregistrat coordonatele unui transport de Decepticoni? O mică neglijență, stăpâne, dar am notat locația exactă. Atunci poți să o conduci pe Arachnid acolo, ca să poată recupera prototipul pentru mine. Ghidul meu, un artif personal. Încântător. Transformers Prime. Parteneri. Hei, partenere. Frumoasă priveliște ai de aici. Dacă există cea mai mică șansă ca scânteia ta să mă audă, păi chiar am avea nevoie de tine, Cliff. Se pare că în fiecare zi mai apare câte un Decepticon. Sunt mai mulți decât noi și înarmați. Da, știu ce ai spune. Pare să fie o luptă corectă. Și dacă asta e lumea în care trăim, așa să fie. Vreau doar să știi că n-am renunțat încă. O să-l găsesc pe Decepticonul care ni te-a luat. Mașina pe care l-ai ales nu prea are... Ai de gând să te lauzi sau ai de gând să mă conduci? O să-ți dezvălui locația exactă a mesagerului când o să-mi spui și tu ce anume cauți. Informația asta este strict secretă și nu te privește pe tine. Oh, ai face bine să mă respecti, Arachnid. Înainte să mă alătur lui Megatron, am fost comandantul escadrilei căutătorilor de Energon. Pe Cybertron! Acum câți eoni a fost asta? Destul de recent. Personal am eliminat unul din cei mai vașnici războinici ai lui Optimus Prime, Cliff Jumper. Ai distrus un autobot? Da, l-am distrus. Fără milă. Oh, până și lui Megatron i-a fost milă de tine când plănuia să te distrugă jos la mină. Ce? Ți-a spus despre asta? Am vorbit. Ia, epava se află exact sub locul în care stăm. Va trebui să găsesc un punct de intrare. Am găsit-o. Cum vrei? Am condus o anchetă detaliată a rablei ăsteia cu ani în urmă. Ce faci?
accesez avizul de însoțire a Murphy. Sau tu nu te-ai gândit la asta în timpul anchetei tale detaliate? Tonto, sistemele navei n-au fost activate de eoni în șir. Autobuții ar putea detecta semnătura energetică. Ah, uite-o aici. Secțiunea 23. Optimus, scanerele au detectat un profil energetic de Decepticon, dar e foarte vechi. Trecutul are felul lui de a se lega de prezent, Ratchet. Secțiunea 23 ar trebui să fie cam aici. Nava se termină. Cred că s-a rupt în două când s-a prăbușit. Sau în aer. Dacă ai face o analiză reală, ai fi aflat că mesagerul a fost oborât de un batalion ai autoboților. Cât de departe e cealaltă jumătate? Mă tem că informația este strict secretă. Ce faci? Încerc să mă pui într-o lumină proastă în fața lui Megatron. Să mă întorc cu mâna goală în timp ce tu localizezi arma de unul singur. Cum îndrăznești să mă acuzi? Ești o nesuferită și o oportunistă. Ia uite cine vorbește. Poate, dar m-am schimbat. Am realizat ce greșeli am făcut. Acum trăiesc ca să-l slujesc pe Megatron. Nu o să mai trăiești ca să slujești pe nimeni dacă nu-mi spui unde se află restul navei. Acum. La câțiva kilometri spre nord, printr-o arcadă de stâncă, și acum dăm drumul. Când o să am arma în mână. Mai bine zis, dacă mă voi putea întoarce, fără ghidul meu. Nu e deloc amuzant, Arachnid. Întoarce-te înapoi acum și dăm drumul. Arachnid, ăsta e un ordin. Eu sunt comandantul tău. Arachnid. Predă-te. Arachnid, trădătoare-o. Arsi, stai! Arsi! Nu te-am bătut în cuie ca să te întorci la Decepticoni. Un aranjament temporar, Arsi. Știi că prefer să lucrez singură. Apropo, vrei să-ți mai adaug câțiva parteneri dispăruți la listă? Arachnid, dă-i drumul! Arsi, știi foarte bine că nu ataci inamicul de unul singur. Pe ea, da. După tot ce i-a făcut lui Tailgate. Nu! Te rog! Tailgate! O să plătească. Răzbunarea nu îi va aduce înapoi pe cei pierduți. S-a înțeles asta. Mișcă! Nu-i nevoie să folosești forța. Îți spun absolut tot ce vrei să știi. Chiar așa? Și cam ce vrei în schimb? Vreau să trec de partea voastră. De partea noastră? Ha, 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 da, sigur. Iar eu am jucat basket cu cei învinși. Noi ai trădat-o pe Decepticoni. Chiar așa? Ce au făcut pentru mine în ultima vreme, în afară de a mă umili, a mă spiona și a mă retrograda? Megatron a încercat să-mi stingă scânteia cu sânge rece, iar apoi m-a înlocuit cu rabla aia trădătoare, Arachnid. M-a lăsat aici, m-a lăsat la fier vechi. Deci, de ce să nu-i torn? Spune adevărul, Megatron a încercat să-l distrugă. Am văzut asta cu ochii mei. Vrei să spui că ai încredere în Starscream? Încredere? Niciodată. Dar ar fi pentru prima dată când avem obiective comune.
Ai dreptate să te îndoiești, Bulkhead, dar sunt de acord cu Arsi. Scânteia mea iubită și vie. Ca să vezi. Ar putea fi o capcană. Loialitatea lui Starscream față de Megatron a fost mereu îndoielnică. Dacă e adevărat că s-a rupt de Decepticoni, informațiile ostaticului nostru despre planuri l-ar face un aliat valoros. Nu vrei să spui permanent, de genul liber acces și chestii din astea. Oricât de incredibil ar părea, orice ființă sensibilă merită o șansă pentru izbăvire. Chiar și un ucigaș de autoboți? Chiar și Arahnid? Fără speranța asta, s-ar putea să nu obținem niciodată o pace care să dureze. Bună dimineața, Screamy! Suntem aici. Unde e nava? E prin arcada, între stânci. Bulkhead, Bumblebee, veniți cu mine. Arsi, rămâi aici cu ostaticul. Optimus, te rog. Pentru Tailgate. Dorința ta de a-l răzbuna pe Tailgate ți-ar întuneca judecata. Chiar e nevoie de cătușele astea? Promit să nu-mi iau zborul. Îmi cam strâng încheieturile. Pot să te înghesui înapoi în remorcă. Fiți atenți. Arahnid e cunoscută pentru atacurile ei de sub pământ. Corect. Am prins-o! Imobilizatorul, pe măsura numelui. Nu sunt chiar așa de rău. Megatron, el e cel rău. Spune-i cuiva căruia-i pasă. De exemplu, cine e Arahnid? Ce n-aș da să-mi văd mâinile încolăcite pe gâtul ei mizerabil? Măcar cu asta suntem amândoi de acord. Oh, nici nu-ți imaginezi. Apare din senin și începe să se comporte de parcă i-ar fi șefa pe acolo. I-a turnat numai minciunul lui Megatron. L-a manipulat ca să mă dea pe mine la o parte. Da, pe partenerul meu ea l-a terminat. Ce? Se laudă că tot ea a făcut-o și pe asta. Aia a fost opera mea. Ce? Tu nu erai acolo. Sigur că nu eram. Nu știu la ce mă gândeam. Despre cine vorbeai? Nimeni. Despre cine vorbeai? Tailgate. Cine e Tailgate? Deci tu ai fost. Tu l-ai exterminat pe Cliffjumper. Cliffjumper? Ia! Nu, m-ai înțeles greșit. N-a fost ce crezi tu. Soldații l-au rănit mortal. Eu am încercat să-l ajut pe Cliffjumper să-i scurtez suferința. M-a implorat. Bine, a fost o greșeală. Am făcut multe greșeli, dar m-am schimbat. Ne-ai distruge un ostatic neajutorat, nu-i așa? Ce? Ce e asta? Cheia de la cătușe. Pentru ce? Cliff ți-ar fi dat șansa să lupți. Nu, te rog, eu nu vreau. Ce-a fost, a fost.
Acum sunt de-al vostru. Nu! Nu! Ia-o! Ești penibil. Nu te simți bine, Arsi? Credeam că vrei să te lupți cu mine. Cel puțin pe cel pe care l-am zgriat eu. Delgate a fost la fel de slab ca și Cliffjumper. Hai, vorbește, vorbește, Starscream. Spune-mi, gândacule, crezi că Megatron o să se bucure de noile lui trofee? Cred că pe ăsta mare o să-l folosească să tragă la țintă. Ah, Prime e adevăratul premiu. Probabil că o să ajungă de corp pe prova navei lui Megatron. Dar tu, gândacule... Bănuiesc că Megatron o să te desfacă în bucăți pur și simplu pentru piese de schimb. Ca hoț și vagabond ce sunt, ar trebui să mă fac nevăzută cu așa o comoară. Dar comoara asta îmi dă ocazia să intru din nou în grațile lui Megatron și nu pot să ratez așa ceva. Nu ești de acord, Prime? Adică, având asemenea rezultate, aș putea câștiga încrederea definitivă a lui Megatron. Ar fi trebuit să termin cu mine, că nu puteam lupta exact cum l-am terminat eu pe Cliffjumper. Acum, pregătește-te să te alături partenerilor tăi. Ce-ai zis? N-am auzit ultimele tale cuvinte. Asta e pentru Cliffjumper! Haide, vouă! Oricum, Megatron mă va distruge pentru trădare dacă îndrăznesc să mă întorc la Decepticoni. Așa că nu mai contează dacă tu ești cea care îmi cormă suferința. De parcă aveam nevoie să mă convingi. Ce? Stai! Nu! L-ai lăsat pe Starscream cu autoboții? Ai măcar habar de consecințele prostiei pe care ai făcut-o! Dar măreția ta, din cauza incompetenței lui Starscream am pierdut imobilizatorul. Nu-mi pasă de vechitura aia! Comandantul meu secund e prizonierul inamicului.
Asta înseamnă că toată inteligența decepticonilor ar putea fi la degetul mic al autobosilor. Defecțiunea arată destul de rău, dar n-am avut decât o agrafă de reparat și am obținut reversul efectului. Ar trebui să-ți recapeți capacitatea locomotorii. Și Arsi? E destul de rezistentă pentru un vehicul pe două roți. Rănile externe se vindecă cel mai ușor. Credeam că dacă reglăm conturile o să pot merge mai departe. Și în loc de asta am anulat șansa noastră de a câștiga războiul ăsta. Înțelepciunea nu e ceva ce ți se dă, Arsi. E ceva ce trebuie câștigat. Uneori, cu un preț. Am fost un prost. Am făcut greșeli monumentale. Acum îmi dau seama că nu am fost făcut niciodată să fiu lider. Sau măcar un partener egal. Starscream. Aliniatul niciunei părți. Sluga nimănui.